Surpriză, nu. Pentru că vin acum doi dintre cei 5.000 de voluntari ai Crucii Roșii să vă mulțumească chiar acum la rubrica Mulțumesc. Sunt Iulian și Maria, sunteți pregătiți? Bună ziua, bine ați venit! Ia uite. Ei sunt doi dintre cei 5.000 de voluntari. Trebuie să vă mulțumesc tuturor voluntarilor. Ce frumos. Sunt doi dintre cei 5.000, nu? Am văzut 5.000 de voluntari implicați. Așa este proiectul din proiectele de suflet ale dumneavoastră. Trebuie să o salutăm pe doamna președintă, pe doamna Mihaela Joana, pentru că dânsa a fost cea care a coordonat tot acest program și pe care l-am importat. Copiii au venit să vă mulțumească. Vă mulțumesc pentru că fără dumneavoastră nu s-ar fi putut realiza. Într-adevăr, nu s-ar fi putut și de asemenea trebuie să mulțumesc populației, pentru că iată, datorită generozității lor și fiecare pune un anume aliment în acel coș. Pe mine mă emoționează, de câte ori mă duc la Târgu Jel și văd coșul plin, mi se pune așa un nod în gât de emoție, zic, Doamne, uite-te că se poate! Și ați avut o mică contribuție. Acum, întotdeauna acest mulțumesc se desfășoară în ambele direcții. Oricum, noi vă mulțumim pentru inițiativă, pentru că altfel nu putea să existe acest proiect și la noi în România. Vă mulțumesc, la rândul meu am mai avut șansa. Mai ales că acum, puteți să lăsați florile pe masă. Le pun aici, sunt foarte mai ales că acum se apropie sărbătorile și bănuiesc că alte familii vor beneficia de banca de alimente. Cu sprijinul băncii de alimente, foarte multe familii, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vor avea într-adevăr ceva depus pe masă, datorită acestor oameni care sunt generoși și donează în magazinele partenere ale Crucii Roșii. Când ați cunoscut-o prima dată pe doamna Margareta Păslaru, că voi bănuiesc că ați cunoscut-o numai acum. Nu știați, ca erau și generația noastră, atunci, exact, prin muzica atunci, dânsei. Cum ați găsit-o? Vizionând anumite videoclipuri ale dumneaei și apoi într-un fericit eveniment la Gala Crucii Roșii la Banca de Alimente, care a avut loc la televiziunea română. Știu că vă implicați foarte... Nu este singurul proiect în care vă implicați. Mergeți și la Spitalul Grigore Alexandrescu. Tocmai, și citiți și acolo povești. În ultima copiilor. Vreme n-am reușit să ajung, dar desigur de Moș Nicolae voi fi acolo și de obicei, tocmai încă o dată Crucea Roșie atât de generoasă, mă ajută cu mici cadouri pentru Moș Nicolae și pentru Crăciun, așa încât ne vom revedea cumva în luna următoare. Și vă gândiți tot timpul, asta este ceea ce încercam să vă spun, că ați învățat în America, voluntariatul și faptul că permanent vă gândiți la ceilalți, la bătrâni, și ați spus foarte frumos într-un interviu că nu trece o zi fără să vă gândiți la ceilalți. Nici nu pot să nu mă gândesc, pentru că trăim sub același cer, oamenii trec prin momente dificile și e foarte important să întindem o mână de ajutor. Dar în mare parte, trebuie să vă spun, pe lângă aceste proiecte, de fapt, prin muzică, adică acțiunile mele derivă din aceste CD-uri. Adică prin muzică, în ce sens, fiindcă fiecare disc are o finalitate. Practic cedați drepturile de autor. Corect. Da. Și de data aceasta, pentru că am avut discul Margareta Forever în beneficiul Crucii Roșii, am avut un DVD în beneficiul UNICEF, audiobook-ul a fost pentru Spitalul Grigore Alexandrescu, iar acesta va ajunge la UNITER, la campania Artiști pentru Artiști. Vă mulțumesc și eu că suntem la rubrica Mulțumiri pentru tot ceea ce faceți, pentru această generozitate extraordinară. E o datorie, cred eu, a noastră, a tuturor, să întindem o mână.